Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este marți astăzi și dacă este marți, avem invitatul cu care deja v-ați obișnuit, primarul municipiului Nicolae Barbu. Domnule primar, aș începe, înainte să vă spun bine ați venit din nou, titlul emisiunii este AMR 10 zile. Au mai rămas 10 zile până vine relaxarea după relaxare, că putem spune că am fost relaxați, am stat acasă, dar nu știu cum o să vină relaxarea asta, pentru că ieri domnul ministru de interne, Vela, a spus că putem să facem alpinism la Sinaia. Domnul Tătaru a spus fără munte și fără mare. Premierul a spus deplasări între localități doar pe motive bine întemeiate. Alpinismul a venit, motiv întemeiat. Da? Și a venit președintele Iohannis și a spus că putem pleca din localitate pentru interes de serviciu, să facem sport și a dat și exemplu, dacă vrem să ne plimbăm cu bicicleta, cu mașina nu. Simplu. S-au înțeles între ei? Verba volant. Script amanent. Să vedem ce o să apară scris. Vorbe sunt multe. Am învățat în acești 8 ani de administrație locală că nu e bine să te iei după ce zvonuri apar. Că până aveți hotărârea apare modificată în esența ei sau în întregime, încât nu mai seamănă nimic cu ce a fost pus în dezbatere sau cu ce s-a discutat și cu ce a discutat presa. Drept urmare, am răbdare, așteptăm 10 zile să vedem ce se întâmplă. Noi trebuie să avem alte priorități în acest timp. S-au stabilit regulile pentru închiderea anului școlar, s-au stabilit regulile pentru examene, s-au stabilit regulile pentru pregătire. Astăzi, după emisiunea după neastră, o să mă întâlnesc cu doamna inspector generală a Inspectoratului Școlar ca să discutăm efectiv care sunt clasele, școlile, ce măsuri luăm, deschidem toată școala, deschidem un etaj, deschidem 7 clase, cât au nevoie, câți vin, ce ne trebuie ca să pregătim până la urmă în condiții de siguranță aceste activități. Și pregătirea și examene. Și nu în ultimul rând, citeam și eu tot ca dumneavoastră așa sau ascultam vorbe în care era pe prompter scris că guvernul va asigura pentru toți elevii măști. Mă bucur, dacă nu ne trebuie să fim pregătiți, dar trebuie să știm. Că și măștile astea nu le cumperi. Le cumperi după unde apuci, dar le cumperi. Că și cele guvernamentare s-au spus că sunt făcute în țară și pleacă de la 2 lei și ajung la 4. Ori am ofertă acum la 2 lei și un pic de unică folosință. Ce înseamnă unică folosință? Înseamnă 3-4 ore. În 3-4 ore stau mai mult copiii la pregătire, merge să-i dau doar o singură asta, le lăsăm la școală, cine le achiziționează. Sunt multe lucruri de pus la punct. Haideți că fiecare cu datoririle și cu, eu știu, responsabilitățile lui. Guvernul să vadă unde ne plimbăm, la munte, la mare, întâi mai l-am scăpat. Da, l-am ratat. Ziua copilului o să o facem, da, o să o facem online. Da. Da, e păcat pentru acești copii. Hai că noi n-am fost de 1 mai, hai că am văzut cum am chinuit până la urmă acea mare sărbătoare creștină, Paștele, și l-am făcut în toate felurile, dar nici nu mai înțelege nimeni cine ia lumină, cine dă lumină, de unde vine lumina, cine e ăla mascat, dar de ce trebuie să... Sunt multe lucruri, dar lucrurile astea o să rămână așa pentru eternitate. Deci problemele sunt ale guvernului. Așteptăm data de 12, 13, 14 când se vor stabili clar, când președintele va anunța că ieșim din starea de urgență și trecem în starea de alertă. Ce înseamnă stare de alertă? Am văzut juriști care se pronunță, am văzut oameni de drept constituțional care se pronunță, ce facem, cum facem, ce trebuie să facă Parlamentul, cine avizează. Da, eu avem probleme, să le lasă fiecare să le rezolve. Eu o singură chestiune care, de exemplu, mă bulversează puțin așa. Adică s-a spus, tot surse guvernamentale au spus, că o să se dea drumul la muzee. Probabil că o să se facă niște trasee, niște culoare de intrare, de ieșire. Dar nu avem voie în cimitire. Cred că se va da drumul. Așteptăm. Până la urmă, n-au fost importante, am luat stabilit. Am văzut că Bucureștiul încearcă prin comitetul local să supună, să arunce pisica la comitetul județean sau cum e la dumnealor municipal, da, da, ca să se aprobe. Adică să spună, domnule, noi v-am trimis voi, noi vrem, de ce nu vreți voi? Și arunce pisica. Nu e corect. Vă spun, hai că munca am făcut-o noi în perioada aceasta. Am curățat mormintele,
le-am îngrijit, am curățat aleile, deci munca care o făcea fiecare om la mormântul celor care nu mai sunt, celor dragi care nu mai sunt printre noi, au făcut-o cei de la primărie și n-au făcut oamenii. Dar, până la urmă, nu e de ajuns. Omul vrea să ducă acolo, așa, să încarce de la mormântul, să încarce psihic, să fie lângă cel drag care nu mai este și care o viață l-a susținut. L-a susținut fizic sau l-a susținut mental, psihic. E și o vorbă. Lăsați-ne să ne plângem morții. Da. Asta e. Problemele sunt altele. Am fost iarăși, uite, mă gândeam, să te ferească Dumnezeu să mori în perioada aceasta. Sau să te îmbolnăvești, în primul rând, sau să te ferească Dumnezeu să și mori. Pentru că am fost și am depus o coroană de flori la domnul primar, fost primar Pătrășescu, Aradu. Dumnezeu să-l odihnească. Da, de la Bucșani. Dumnezeu să-l odihnească și să-l țină acolo, că a fost om bun și să-l țină în lumea dreptilor. Și efectiv mă gândeam, dacă o să mă oprească pe drum și o să spun, ok, motiv bine întemeiat. Dacă găsea cineva și vrea să-ți caute în odâmpa, da, îți găsea, da. Că nu e un motiv bine întemeiat. Dar am dus o coroană de flori. De-aia v-am spus că și legea asta trebuie interpretată și până la urmă trebuie să existe acel discernământ al omului care ia decizia și care e pus în situația de a stabili, el este cel care stabilește dreptatea și înclină balanța. Și atunci trebuie să gândească, să treacă prin filtrul rațiunii al gândirii și să spună, bă, omule, ia-ți-mi, ce se întâmplă? Duce ceva, se întâmplă, duce acolo, hai să vedem. Duce, care este circuitul la casa defunctului acolo? Păi ne-am dus, am dus o coroană, am aprins o lumânare, ne-am dus pe rând, deci nu ne-am întâlnit, n-am văzut niciun primar, deci fiecare, așa s-a nimerit. Da, da, da. Și toți care acum au venit, n-au făcut priveghi, n-au stat acolo, am depus o coroană, am spus și noi, familiei îndurerate, condoleanțe, am stat 2 minute și am plecat. Dar partea cu cimitirul nu înțeleg. Vă spun, partea cu cimitirul nu înțeleg. Lucrurile astea dor și o să lase urme. Că nu te duci la cârciumă. Ok, începem să ne obișnuim. Bem acasă. Acasă. Da, 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 da. Nu mai e așa. Era mai mult la cârciumă socializarea. Exact. Dar așa poți să stai și acasă, socializezi cu cei de acasă. Dar că nu poți să te duci la cimitir să scurezi locul în condițiile în care chiar nu se întâmplă nimic. Adică nu există un pericol mai mare decât era sâmbătă când m-am dus în piață să iau o coroană de flori. Era full piața. Full. Da, da, da. Full. Și afară și înăuntru full. S-a anunțase că o să relaxeze. Și oamenii s-au relaxat. Da, s-au relaxat mai bine așa. Și într-un cimitir în care chiar nu te întâlnești cu om. Fiecare și-a drumul lui, aleea lui, rar când e unul lângă altul acolo. Și la un moment dat, pentru că ești unul lângă altul, ții o distanță. Da, astea sunt. Domnule primar, poate vă iau pe nepregătite așa, dar premierul a spus că economic stăm mai bine decât ne așteptam. Aveți idee așa, la Giurgiu, cum stăm economic? Da, operația a reușit. Pacientul mort. Încă nu e mort, e moarte clinică acolo și încă mai dă din picioare, mai mișcă din mâini, mai are semne vitale. Dar nu știu până când. S-a tot spus, când s-a făcut prima rectificare bugetară, către ministere, s-au luat decizii cu impozitul pe venit, cote din TVA, că urmează direct către administrațiile locale o nouă rectificare care să regleze situația cheltuielilor făcute cu acest coronavirus. Da. Cheltuieli făcute de administrațiile locale. Pentru că trebuie să fim corecți. Marea majoritate a spitalelor din țara aceasta aparțin consiliilor județene. Marea majoritate a cheltuielilor privind combaterea, privind, eliminarea efectelor sau înlăturarea unor efecte ale acestui virus le-au luat administrațiile locale. Cu tot ce a însemnat măsuri de prevenție, măsuri de dezinfecție, cu tot ceea ce ni s-a pus în spate. Sunt niște cheltuieli mari. Da, 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 alimente, doar municipiul Giurgiu, care nu e un oraș mare, n-am dat cu banii de azvârlita, n-am ridicat elicoptere să dăm cu apă oxigenată până peste case. Am mers strict pe cheltuială bob numărat, adică dacă aveam bani mulți, poate că și noi eram mai galantoni așa, dar n-am avut. Și cheltuielile până la data de 15-18, deci la o lună și vreo săptămână, însumau aproape 2 milioane de lei, toate cheltuielile. Și încă vreo 2 milioane și ceva erau cheltuielile pentru carantină.
Acum am înțeles că cheltuielile au început să primim bani direct de Ministerul Sănătății. Da, păi ați fost nominalizat de domnul Mustățea că sunteți una dintre cele trei UAT-uri la nivelul județului Giurgiu care a primit bani de la guvern. Toate care erau, care am fost în prima linie. Până la urmă, noi am fost primii care am preluat persoanele carantinate la Giurgiu. Și apoi a preluat nordul județului cei care veneau din vest. Da, dar Giurgiu a avut mai puțin decât Găiseniu în prima fază. Da, da, da. Nu, acum au fost și mai mulți. În 350, vreo 270-280 erau la Giurgiu. Deci au luat toate. La început a fost decât motel Prietenia, dar după aia s-au luat toate unitățile de cazare în municipiu. Tot. Și s-au umplut. La un dat au mai dus și în nord, că nu făceau față. Nordul nu are așa capacități mari de cazare. Și care să le pună la dispoziție, că așa mai au. Dar au un alt standard și chiar nu le puneau la dispoziție ca să le vandalizeze valorile care ne-au venit. O parte din valori, că nu toți. Da. Haideți să nu generalizăm, că au fost și oameni corecți. Eu am fost răutăcios. Da, da. Eu am fost răutăcios, dar am avut la un videoclip, la o știre răutăcioasă, că s-au întors valorile în țară, avem 300.000 de persoane care s-au uitat. Valoarea ta? Valoarea. Dacă ai postat. Da. Și atunci... ni s-au decontat acele sume, avem în continuare sume, dar ceea ce am cheltuit noi din bugetul și așa sărăcit al primăriei, ne așteptam să-i primim. Acum am înțeles că se așteaptă nu știu ce bani de la Uniunea Europeană ca din banii ăia să ni se dea. Eu cred că ar trebui guvernul să ia o decizie, o parte din bani să-i dea din bugetul statului și când vor veni banii de la Uniune să-și ia înapoi, să facă o creditare către UAT-uri, pentru că până acum s-au luat măsuri aruncate în curtea altuia. S-a luat măsuri ca să le plătească UAT-ul, s-a luat măsuri să plătească băncile, să plătească asta cum îi spune fondurile de garantare. Deci toată lumea, dar efectiv guvernul să zică, punem noi banii ăștia. Ei au mers pe achizițiile mari, pe spitalele care sunt ale statului și care până la urmă au fost în prima linie, spitalele de specialitate. Dar trebuie să arunce privirea către UAT-uri pentru că și, cum să zic, răbdarea în sensul că nivelul de suportabilitate are o limită. Și ne vom trezi că tragem obloanele. Noi la Giurgiu am luat o decizie și acum se văd efectele. Am o economie de aproape 400.000 de lei din salarii. Am spus fiecare odată pe săptămână, o zi pe săptămână și a concediu fără plată. Asta până în 15 mai. Da, nu, păi da, până în 15 mai să vedem că dacă nu ne vin. Noi am luat decizia pe perioada situației de urgență. Dar s-ar putea să o prelungim pe și pe partea situației de alertă, pentru că, nu știu, o să ne facem o situație. Dacă se îmbunătățește gradul de colectare și noi primim banii care i-aveam trecuți în buget, atunci nu mai există o problemă, că pentru că în stare de alertă nu mai ai nici așa multe cheltuieli. Da, da, da. La un moment dat nu mai trebuie să faci aia și ai oarece economie. Dar dacă ni se lasă în cârcă și în spate toate cheltuielile care trebuie să le facem și ni se mai dau și altele, gen puneți dispozitive de dezinfecție pentru, la scări de bloc sau le mai puneți nu știu unde să mai faceți, atunci asta înseamnă cheltuieli. Cheltuieli pe care noi le-am făcut de că am fost obligați. Ne-au spus, faceți-le voi. Și mergând de aici, eu zic că undeva trebuie să existe o compensație financiară. O așteptăm. Apropo de compensații financiare, am văzut acum că se lucrează la voucherele de vacanță care le dădea și primăria, care le dau toate UAT-urile. Noi le amânasem până în septembrie. Acum trebuie să se dea sub formă electronică, sub formă de card. Am văzut. Da, până la urmă așa ar fi trebuit de la început. Mai băgasem un intermediar, cel care ne oferea serviciile, adică banii în loc să plece de la UAT direct la furnizorul de servicii, treceau printr-un o firmă intermediară, ăla garanta de aici și banii ținea el. Eu îi plăteam imediat, deci în momentul în care emiteam cecurile de călătorie sau voucherele, îi plăteam suma imediat, iar el stătea cu banii în cont și dădea lui ăla, le deconta când folosea serviciu. N-are sens. Ne luăm angajamentul, îi virăm în cont, deschidem un cont de, eu știu, pentru acele vouchere. Banii stau în acel cont, dar stau la dispoziția UAT-ului, nu mai străinăm imediat. Da, ne spune văd și Mihăiță Grigore că, asta apropo de elevi, că nu, nici măcar banchet de final de an nu vom avea.
nu vor avea elevii. Ce pot să le spun dacă tot nu vor avea banchet de sfârșit? Adică că n-am avut noi multe, nu se fac nunți, nu se mai fac acțiuni, n-am avut ziua orașului. Sunt multe acțiuni mari, dar ceea ce pot să spun este că avem în vineri o ședință extraordinară și transferăm sumele care le aveam în buget pentru sprijine financiare la activități sportive, 130.000, îi transferăm într-un alt cont de organizare a Zilei Internaționale a Copiilor. Nu vom face un spectacol sau nu vom face, pentru că banii pentru spectacol și tot ce era i-am luat din prima rectificare, dar e păcat să treacă această zi fără ca acel copil să conștientizeze că a fost Ziua Internațională a Copilului. Și cum conștientizează? Primind un cadou. Da, da. Aici este problema. Să nu-i luăm copilului până la urmă această mică bucurie. L-am ținut în casă, nu i-am dat voie să iasă, l-am ținut, nu i-am dat voie să facă mișcare. E greu să-i spun un copil, nu alerga. La un dat undeva trebuie să-și consume energia. Și o consumă pe nervii părinților. Da. Areți 1 iunie și am spus și celor de la direcție să demareze repede procedura de achiziție. O să avem o problemă cum distribuim aceste 5700 de pachete. Apelează voluntari din nou. Nu e simplu. Am lista pe școală, dar nu am pe adrese. Și atunci fuge de aici, dincolo, trebuie așezate în sfârșit. Vom vedea, mai sunt și pe la țară. O să încercăm să găsim o modalitate, ne vom organiza cum trebuie și vom duce. Sper să nu fim nevoiți să ne ducem în combinezoare, să ne ducem, nici nu apărem nici de Moș Crăciun, nici de Moș Nicolae. Cred că Moș, da, COVID. Exact, foarte Moș Gerilă era Moș COVID. Da, COVID, da. Domnule primar, COVID cu coroană. Da, cu corona, exact. Da. Iar noaptea a plouat. A plouat destul de bine. În toate punctele de vedere. Da. Chiar a fost pentru agricultură a fost foarte bine, niște locatari de pe zona Ramadan, de pe străzile asfaltate chiar, erau foarte, foarte nervoși că s-au provocat niște acumulări de apă pe străzile chiar asfaltate. Da, dar asta nu înseamnă, lucrarea nu e finalizată în toată zona respectivă. Deci am primit și noi, le-am transmis, li se părea că strada este cu pantă inversă. Nu, lucrurile sunt clare acolo. Problema se pune că acele canalizări pluviale încă nu sunt funcționale la 100%, pentru că nu este finalizată investiția privind colectorul de pe Ramadan. De aceea, colectorul de pe Ramadan nu descarcă gravitațional în emisar în canalul Cama încă și se umple colectorul la o dată. Adică el având obturare la capăt, suntem aproape, cred că normal ar trebui ca până în 15 mai să finalizeze. Am mai schimbat un pic proiectul, pentru că am făcut două cămine de oprire sau de separare a eventualelor, cu ghilimele de rigoare, deșeuri aruncate în canalizarea pluvială. Mi-e teamă să arunc direct în canalul Cama, care va fi un canal destinat turismului în viitor pe un proiect european, varză murată, gogonele să plutească. Ce aruncă omul, ce mai trebuie în casă, ridică capacul de la pluvială și l-aruncă acolo, că pe un metru diametru să duce. Mie mi-e frică să n-arunce și alte lucruri. Drept urmare, nu este finalizată toată lucrarea și de aceea toată apa care se colectează în canalul acesta colector se scoate mecanic afară cu pompe introduse în cămine și din cămine se ridică apă să deversează în canalizarea pluvială existentă a orașului până va fi funcțional. Din cauza aceasta n-a preluat imediat. Da, și strada aceea are numai primul strat de asfalt, dar ne-am cam pierdut răbdarea, așa, ni se pare că pe peste tot nu e ok. Bine, oamenii au fost și păcăliți cu anumite lucrări neconforme de-a lungul anilor și vreau să postați dumneavoastră. Apropo de lucrări neconforme. Da. Astăzi am decoperta strada Găi. Am decopertat strada Găi. Da. Domnul primar, noi avem niște poze de pe strada Gării și rog regia să le ruleze. Vă făceați probleme că nu găsiți piatră cubică. Da, a fost un proiect care îl scosese acea firmă de proiectare la vreo 17 miliarde, 1.700.000 și am zis, bă, nu se poate. Cel dinaintea mea a băgat aproape 4 milioane, 40 de miliarde și o vin să bag 17 ca să fac o alee mică. Nu o mai fac. O las așa și cu asta basta. Păi zice, costă foarte mult pavajul din piatră cubică.
Acela e enorm de scump. Și pavajul cu tot. Și am zis, bun, dar dacă scoatem pavajul, că noi mai găsim prin oraș. Nicio problemă. Și atunci l-a scos la vreo aproape 800 de mii proiectul. Deci aproape un milion era tot ce înseamnă piatra cubică. De ce n-a spus mulți, n-au înțeles, de ce n-a spus asfalt? Pentru că nu mi-a permis Ministerul Culturii. Fiind în zonă protejată, ansamblu Strădea Gării este o zonă protejată de patrimoniu și nu ne-a permis. Primul proiect așa a fost, cu asfalt. Da, da, da. Și nu ne-a permis și a venit cu piatră cubică. Și atunci a trebuit să schimbăm proiectul și în loc de 8-900 de mii, cât era proiectul inițial, adică în jur de 200 de mii de euro, ajunsesem la 400 de mii de euro. Și am zis, la prețul ăsta nu o mai fac. O las așa și cu asta basta. Și apoi am găsit soluție să luăm de pe strada 9 Mai. Strada 9 Mai trebuie să o refacem. Și să nu venim peste pavaj să punem așa, o scoatem pavajul din piatră cubică de pe strada Crinului. Și mai căutasem piatră cubică undeva chiar aici vis-a-vis de Fructonil Episcopiei cu parcului. În jurul statuii, tot acolo da, este piatră cubică, am descoperit-o tot așa, turnat asfalt peste piatră cubică și am zis, bă, decopertăm și mă turnăm asfalt ca lumea și cu asta bata. Dar luăm piatra cubică să o folosim din coace. Și astăzi m-au sunat cei de la direcția tehnică și mi-au zis, șeful a rezolvat cu piatra cubică. Zic, unde ați mai găsit pe asta? Nici o problemă. Dădăsubt. Deci, practic, lucrarea a fost cercetări, eu țin minte, lucrarea a fost un milion de euro la vremea respectivă. Aproape. Un milion de euro. De contat pe două surse, o sursă a primăriei de vreo 17, 1 miliard 700 și 20 de miliarde de contat prin ADPP. Pe două direcții, tocmai ca să nu pară mare la aprobare. ADPP a făcut-o direct în sursele lor și din coace am aprobat 1 milion 700 din primărie. Uitați-vă toată, deci au venit și au pus 5 cm de beton, că atât a fost, un pic de nisip peste el, 5 cm de beton și aia a fost strada Gării. Da. Da, din păcate... Astea sunt, da. Au trecut, s-au prescris, nu mai m-a interesat. Bun, domnul primar, dar e păcat că la un moment dat ne uităm acum și vedem că o lucrare care trebuia să aibă o infrastructură cât de cât ok, dar e bine că tot rău spre mine. Până la urmă tot rău spre mine. Am găsit ați găsit piatră pavaj cubică. Și da, de calitate bună, că vă dați seama, asta e vechi. Deci au mai fost străzi asfaltate care aveau piatră cubică. Tot păci, așa s-au asfaltat? Păci, da. Tot așa, nu? Tot. Piatra cubică e de desubt. De desubt. Toate, aproape toate străzile. Deci n-a venit cu nimic, n-a scos. A zis, dă-i că ține. Toarnă 6 cm, 8 cm. Da, au lăsat-o ca infrastructură. Și lasă-o toarnă peste. Nu este, pentru că piatra cubică lucrează. Ea nu poate să are nisip între el. Deci nu are un terasament bun, ok, el pare că este, dar dacă treci pe ea să bate, adică nu e constant, are joc. Da, are joc. Da. Daniela Cioacă întreabă, doresc să vă semnalez la situația unor copii fără părinți pe fundătura bradului numărul 9. Sunt doi copii cu multe probleme și vă mulțumește. Da, rugămintea mea, este încă funcționale acele trei telefoane care noi le-am dat și de care se ocupă pentru, eu știu, orice problemă apare echipa de voluntari. Avem aproape 150 de voluntari. Să știți că lucrează foarte bine și sunt destul de săritori în a rezolva probleme. Am mai rezolvat unele disfuncționalități pe parcurs. Au fost anumiți voluntari care și-au depășit atribuțiile, au încercat să facă mai mult decât trebuia. Și până la urmă n-a ieșit bine și dând dorința de a face bine, de multe ori poți să greșești, dar lucrurile funcționează bine. Deci rugămintea mea, mergem în continuare, avem încă 4.000 de sprijine financiare în alimente, începând cu săptămâna aceasta facem achiziția și de săptămâna viitoare intrăm iarăși să mai acordăm 1.000 de pachete familiilor care deja am identificat, dar mai putem identifica familii care sunt cu un nivel scăzut de venituri și într-un nivel de risc foarte mare. Gușă Pepe, în afară de faptul că ne transmite un fel de înjurătură, așa, vă întreabă dacă pe strada Miron Costin,
De ce n-a spus încă asfalt pe stradă? Păi, Costin, urmează. Că le promiteți de mult. Da, da, le promit până la sfârșitul mandatului, așa am și spus. Deci Miron Costin va intra imediat după 15-20 mai. Am preferat să terminăm toate lucrările din spate, ca să vin până la Miron Costin, până în Ghizarului, cu toate lucrările. Și dacă a observat această persoană, suntem cu lucrările aproape în stadiu final. Adică s-au cam asfaltat toate străzile, dacă mă înșel, suntem pe Austrului. Acum intrarea Lomicioare, Izvor. Urmează din urmă să zilele astea să termine cu umezeala și vor intra cu stratul 2, cu trotuare. Adică vreau când ajungem la Ghizarului să fie tot în urmă terminat. Să nu mai rămână, hai că mă duc pe strada aia, mai lucrez, nu știu ce. Iar când vom intra după 15 mai, după sfârșitul lunii mai, iunie, și intrăm de la Ghizarului până la Bălănoaiei, deci toate aceste străzi, Păstorului, toate străzile respective vor intra. Iar Miron Costin a mai așteptat pentru că acolo mai avem câteva lucrări de canalizare menajeră, canalizare pluvială, Merișorul n-are menajeră, n-are pluvială, Muncii n-are menajeră, n-are pluvială. Nu toată lumea s-ar acorda la gaze. Și acum, ca o paranteză, i-am hulit și dacă nu m-am certat cu cei de la Virom și totdeauna le-am spus că nu e o firmă serioasă, a venit Distrigazul cu niște proceduri, nu te lipești. Dacă Viromul mai țineau cont de ce spune un primar, stau cu trei racorduri pe strada Negru-Vodă de efectuat. Trei racorduri. Există autorizație de construcție. Există toată procedura făcută. Și n-au venit să facă că n-au materiale, că să vedem, că mai așteptăm. Viromul, dacă îi spunea, dom'le, dă-i drumul dimineața, de-au ținea de Giurgiu, dă-i drumul dimineața, în trei zile erau făcut. Da, da, da. Și nu pot, pentru că oamenii au proiectele făcute, au tot ce trebuie și mă apuc să torn asfalt ca să după aia să-l tai. Nu are sens. Distrigazul sau ENG? Distrigazul. Păi ENG e pe parte de furnizare, Distrigazul e pe rețele. Mm-hmm. Și dacă vă spun că am ajuns la directorul general, dar cel mai capo di tutti capi, cum se spune, și da, se poate imediat. Marți. Da. Elena Trandafiri spune că vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră de canalizări, aveți dreptate, se aruncă tot felul de lucruri. Am văzut asta când s-a scos apa din subsolul blocului. Altceva vreau să vă întreb, de ce nu mai inițiat o dezinfecție a străzilor, având în vedere că situația vis-a-vis de pandemie a fost gestionată cât de cât bine în Giurgiu? Deci pot să spun că chiar stăm foarte bine în Giurgiu. Deci au fost 5 sau 6 focare. Focare însemnând mai multe persoane într-o locuință. Într-o zonă. Într-o locuință. Într-o locuință. Acolo a fost un focar cu norocul că nu a transpirat, deci nu s-a dus către casele învecinate. Adică oamenii au venit, au avut COVID, au rămas în casă, au luat toți unul de la altul, au plecat toți, s-au vindecat. Și am avut, vă spuneam atunci, pe Gornene, am avut undeva în spatele pieței, pe Barbilian, în zona aceea, am mai avut pe Rozelor, am mai avut încă unul în zona Oinac. Dar ținute sub control. Și pot să spun că toți sunt vindecați. Toți care i-am avut. Uh-huh. Am mai apărut, acum au apărut foarte mulți de la cei care erau medici și nu medici, că asistente, cadre medicale. Cadre medicale, infirmiere, tot ce au fost pe acolo și medici, am înțeles că au mai fost. Acolo a fost un nucleu puternic. Să sperăm că trecem și peste acesta. Iar am înțeles că aseară a mai apărut un caz în oraș. Destul de central. O persoană care n-a vrut să declare că a zis că e o mică răceală, mai avut el de-astea și în urmă s-a adeverit. Am intervenit cu tot ce înseamnă dezinfecție, dezinsecție în zona respectivă, am curățat. Am ținut în mână centrele de carantinare și am tot folosit substanțe ca să dezinfectăm. În oraș se dezinfectează, n-am putut de două zile, trei, că a plouat și se anunță ploi. Și ne-am oprit. Oricum, pe ploaie nu se mai răspundește nici virusul. Are și el mândria lui. Mândria lui. Nu o să vină pe ploaie să meargă fără umbrelă. Dar cum se așează vremea un pic, intrăm din nou. Adică noi nu am oprit deloc acea dezinfecție pe care am făcut-o pe străzi, pe trotuare în zona respectivă. Am mers mai mult la toate și săptămâna trecută s-a finalizat distribuirea încă 1000 de seturi de dezinfectanți.
Asta înseamnă 1,2 litri de fiecare scară, înseamnă 150 de litri de substanță activă, de substanță diluată de folosit. Da, o lună de zile, pe... o lună de zile fără nicio problemă pot folosi. Haideți să fim realiști, nu folosești mai mult de 5 litri de substanță să dezinfectezi mânerele, clanța ușii, să pui pe acel covoraș și preșuleț, tot. Da. Și să pui jos substanța aceasta care este deja, care să o delieze și să ștergi cu mopul scările. Adică sunt lucruri care până la urmă trebuie făcute de asociațiile de locatari, de persoane responsabile din bloc. Nu o fac pentru primar, nu o fac pentru nimeni, o fac pentru ei. Și nu e nicio rușine că o faci pentru sănătatea ta. Dacă intră cineva și ți-a adus virusul în scara blocului și s-au luat toți, până la urmă îți vei ierta vreodată acea comoditate că n-ai făcut pentru copilul tău, că ai ieșit pe hol ca un ce copil, pe scară și-a luat. Da, da, da. Și atunci haideți să fim responsabili. Să fim responsabili, să avem grijă fiecare de noi și la rândul lui de cel din jurul lui și eu zic că lucrurile vor evolua cum trebuie și vom trece odată și odată pentru toată. Stăm bine în oraș, vă spun. Doamne, și în județ văd că stăm bine, doar 140 de cazuri, dintre care 70 vindecați, doar 1000 de teste, 1056 Dar haideți să fim realiști și cu acele persoane decedate, încep să dau și eu dreptate celor care... Din teoria conspirației, care spun că în ziua de astăzi nu se mai moare de nimic decât de COVID, de SARS-CoV-2. Astăzi au venit... Ne ajung morții din spate, cum spunea cineva. Astăzi au venit de la grupul de comunicare strategică 4 morți din, pe 1 aprilie, de pe 5 aprilie, de pe 10 aprilie. Deja sună nu, urât. Să știți că la un moment dat e o măsură de prevedere, e o măsură pe care o iau ca să fie de siguranță, dar parcă nu merităm să ne luăm înapoi morții dați cu formol peste ei și îmbrăcați în sac și puși așa de avalman în ăsta. Da, nu se mai poate face. Sper să trecem peste aceste lucruri urâte. Sper să odată și odată să ne ferească Dumnezeu să trecem cu bine peste toate lucrurile rele, dar când vom sta mai liniștiți și vom vedea în urmă, sunt multe lucruri unde s-a greșit. Poate greșit, de teamă, de frică, din neștiință, din comoditate uneori. E mai ușor să muți mortul pe Academiei dacă nu știi să scrii Edgar Quine. Exact. Strada Murelor, întreabă Gabi Pavel, Strada Murelor când se asfaltează? Dacă observați Murelor și câteva străduțe de pe Prunaru au fost lăsate nu intenționat, ci pentru faptul că nu putem intra cu utilaje mari pe sub conducta de apă. Acum trebuia, după 15 aprilie, noi am oprit sistemul de termoficare, am mai ținut până pe 23, că chiar a fost frig, da, atunci a fost rece, am ținut până pe 22-23 aprilie, s-a oprit integral în oraș și sistemul de termoficare, dar suntem obligați să furnizăm energie, apă caldă, către spital și către anumite instituții care sunt în prima linie, drept urmare, nu am oprit încă cet. Au fost și asociații care au cerut apă caldă? Nu, până acum nu. Pentru că nu e chiar simplu. Eu am primit o situație de la Societatea Primăriei de Termoficare cu ce unități sunt racordate și ce avem de făcut mai departe până în septembrie, ca din septembrie, când vin copii la școală, toate școlile să fie racordate la apă caldă. E jenant să vii să spui că trebuie să ne spălăm des pe mâini, dar noi să nu avem apă caldă. Vine iarna, poți să-l pui copilul să spele. Da. Până acum n-am avut probleme, dar acum trebuie să asigurăm. Drept urmare, sunt investiții pe care trebuie să le facem în perioada următoare, să racordăm toate școlile, grădinițe, creșele la sistemul de termoficare al orașului, să schimbăm un pic sistemul. Trebuia să semnăm contractul după în octombrie, noiembrie anul trecut. Cu termoficarea nu l-am semnat, s-a schimbat guvernul, a venit cu alte condiții, s-a făcut o întâlnire pe la sfârșitul lui martie, a zis că a venit pandemia, să o lăsăm. Să sperăm că după 15 mai ne vor chema să semnăm contractul de finanțare ca să pot da drumul la stația de la Giurgiu Nord și să pot închide sistemul de la Giurgiu Sud și să tai conducta care trece pe Prunaru.
fără a tăia acea conductă nu pot să intru pe murelor și cu toate străzile adiacente. Vom veni cu austrului până aproape de murelor, dar nu putem intra pe murelor. Aici da. E toată treaba. Șanse anul ăsta? Anul ăsta, da. Da? Păi proiectul adică se termină în septembrie-octombrie. Da. Deci, sigur. Da. Eu le-am spus, în mandatul acesta mai mi-a dat guvernul, pandemia, mai mi-a dat 6 luni ca să chiar să termin. Guvernul v-a dat pandemia, guvernul v-a dat... Dar guvernul văd că vă dă și proiecte. Astăzi ați mai semnat. Haideți să fim realiști. Sau guvernul îți dă proiecte, îți dă, nu-ți bagă și în traistă. Dacă ai, îți dă. Dacă n-ai, n-ai. Dar le vine timpul. Eu tot spun că sunt foarte întârziate proiecte depuse după 2016-2017, discutând de 2020 de Senat. Bine da. Și acum. Nu e vina guvernului acesta. Nici. Sau vina celor 6 guverne în 5 ani. Sau 7 guverne. 7 guverne în 4 ani. Da. Nu e vina nimănui. În 2016 până acum am avut 7 guverne. Împărțit și dumneavoastră un ministru când a avut el timp să uite sau personalul de dedesubt și tot ce. Dar astăzi am semnat un proiect de aproape 800.000 de euro pe parte de Smart City. Aveam un proiect depus mai de mult câștigat și în implementare privind servicii de calitate online, acel ghișeu unic în care cetățeanul să vină într-un singur loc și de acolo să rezolve toate problemele. Lucrurile merg și evoluează și văd că pandemia ne-a învățat să mergem pe soluții smart. Da, adică exact. Stai acasă și rezolvi, nu te mai duci până acolo. Trebuie să ai și alternativă ca cineva să meargă. Noi am gândit tot în 2016 ca lumea să vină într-un singur loc, să nu mai alerge până tot orașul, până la diverse instituții. Acum trebuie să gândim că lumea trebuie să stea acasă și să lucreze de acasă. Dar vor fi destui care vor veni, vor depune, vor ridica documente. Da. Deci, până la urmă, încă în România n-a scos nimeni documentul original, semnătura în original, semnătura rotundă. Dosarul cu șina. Da, da. Și încă mai lucrăm la alt. Și vă spuneam, este acest proiect, pe lângă servicii de calitate soft, adică tip Smart City, soluții inteligente, avem ca și componentă hard, ca și componentă de investiție în utilaje, în tot ce înseamnă aparatură, dotarea și echiparea unui centru pentru arhivare electronică a documentelor în primărie. Și lucrul acesta se va realiza chiar în această clădire. La ultimul etaj era o sală liberă, o vom amenaja folosind și bani europeni și bani din surse proprii. Și va fi dotată din bani europeni cu scanere de mare capacitate ca toate documentele care sunt în primărie să scanează și după scanare nici nu mai le trebuie să le... Noi până acum le primeam în format electronic, le scoteam în format de hârtie și le puneam frumușel acolo în dosare. Da, da, da. Acum deja dosarele rămân, dar totul se transferă electronic, le preluăm, le arhivăm și orice moment vrei să găsești un document... Da. Și mai ușor și de mai găsit, ușor, sigur, da. Un document. Și mâine vă mai dăm, asta nu vreau să o spun, s-a mai semnat un proiect mare, hai să vi-l spun că mâine o să-l dăm, să-l spunem în avanpremieră la dumneavoastră, tot am venit. E cel de-al treilea proiect pe mobilitate urbană, vă spuneam în urmă cu vreo 3-4 ani că am depus 3 proiecte, zona centrală, coridorul central, coridorul vestic și coridorul estic. La vremea respectivă nu existau bani decât pentru central, integralitate și vestic cu puțin și estic cu deloc. În decembrie, ianuarie s-a luat decizia că sunt foarte multe fonduri rămase pe POIM, pe programul Infrastructură Mare și nu vor fi cheltuiți de ministerele de resort. Drept urmare, banii aceia au transferat către UAT-uri și ne-au permis ce proiecte avem să le depunem că vom lua finanțare. Am semnat în decembrie un proiect, Coridorul Central, de 11 milioane de euro și deja s-a terminat proiectarea și îl scoatem după 15 mai, îl scoatem la licitație. Deci asta înseamnă că străzile Tineretului, CFR-ul, Petre Ghelmez, Libertății, Independenței, IC Brătianu, Gării, 1907, Dobrogeanu Gherea și Mircea cel Bătrân vor fi refăcute în totalitate, piste de biciclete, stații de autobuz, autobuze, spații verzi, iluminat, monitorizare video. Toate acestea intră într-un pachet. Și erau pentru străzile acestea 11 milioane de euro. Am semnat în urmă cu o lună, dacă nu mă înșel, coridorul vestic, 14 milioane de euro. Și înseamnă toate celelalte străzi, adică Sloboziei, Ghizdarului intră pe Consiliul Județean, Bălănoaiei,
Ramadanul. Apoi luăm Bălănoaiei, Pictor Andreescu, Pictor Grigorescu, Gloriei de la capăt și mai sunt câteva străzi care închid acest cerc. Da, da. Iar apoi, mâine, deja a fost semnat ieri la minister, astăzi l-am primit în format electronic și mâine îl semnăm. Coridorul estic care cuprinde celelalte străzi, P1, P2, de la intrare de la oraș, de la podul de la Slobozia, centura cum ar veni, apoi centura strada Unirii și Plantelor de la podul Bizet și până la Vama Nouă și Miron Nicolescu de la centură până la Mihai Viteazu și mai intră, nu mai știu ce străzi, mai intră câteva străzi în zona respectivă, da, important e că... cu un park and ride, adică cu o parcare foarte mare în zona vest-alpine, cu stații de autobuz care să preia oamenii care vin în oraș, lasă mașinile acolo, nu mai vin în oraș, să-și lase mașinile, lasă acolo, ia autobuzul, ia mijloc, ia bicicletă, ia trotinetă, ia tot ce vrea să merge pe ăsta, piste de bicicletă în toate aceste zone. Deci sunt proiecte integrate și vă spun că sunt proiecte foarte frumos realizate. Le-am văzut și eu ca și piste de biciclete pe peste tot. Vom crea o problemă. Va fi greu un an de zile. După implementare va fi enorm de greu pentru toți. Și participanți la trafic, și șoferi, și bicicliști, și pietoni. Pentru că vor fi reguli noi. Vor fi zone noi, reguli noi. Va fi un oraș total schimbat. Dar un oraș care este modern, care este în conformitate cu strategiile europene de mobilitate urbană, de circulație mai rapidă, mai puțin a mașinilor, pentru că toate lucrurile acestea, când depui un proiect, trebuie să spui că scoți mașina din circulație cât de mult și dai drumul celorlalte mijloace alternative de circulație. Mult mai nepoluante și da. Ok. Vlad Alina spune că la domnia sa, pe Oinac, în blocul C9, ieșim decât două persoane la spălat și măturat, restul sunt doamne. E comoditate mult. Doamnă, pentru sănătatea dumneavoastră, stimată doamnă, lăsați-i pe ei, așa este. Nu toată lumea are acel nivel de civilizație și de trai în comun, dar să știți că o faceți pentru dumneavoastră. Da. Dacă dumneavoastră veți ieși bine și vecinii dumneavoastră nu se vor îmbolnăvi, copiii dumneavoastră și toți cei din jur, atunci, până la urmă, da. E un merit. Tot Vlad Alina spune că ar fi foarte bine dacă ar beneficia de apă caldă și la bloc. Haita, nu știu, Dumitra. Spune, domnule primar, aveți bani și pentru cât timp pentru asistenții personali? Personal. Stimată doamnă, până acum, deci, cunoașteți foarte bine situația. De 8 ani de zile n-am întârziat nicio zi. Au fost problemele inerente după ce am luat mandatul, aveați 7 luni. Le-am rezolvat cu guvernul Ponta la vremea respectivă, ne-au dat bani, am reușit să trecem cu bine și începând cu primăvara lui 2013 suntem ceasornic în ceea ce privește salariile. Nu mi-e simplu, dar nu, asta nu înseamnă că trebuie să nu vă dăm salariile. E o povară enorm de mare, aproape 11,8 miliarde lună de lună trebuie să dăm din bugetul local. Deja și pe luna mai avem pregătiți, urmează să primim cotele și apoi să lăsăm deoparte aproape 12 miliarde pentru însoțitor. I-ați primit la timp până acum, nu ne-a fost simplu, îi veți primi și în continuare. Da. Tibi Ghimiș, strada Negru-Vodă, dincolo de barieră, când se asfaltează? Am explicat mai devreme, așteptăm 3 racorduri, dacă nu le fac, asta este. Ei și-au tras săracii conducta până la stradă, trebuie doar să vină să-i pună. Finalizăm și acest lucru. Au mai fost probleme acolo. Ba, a mai intrat unul peste trotuar cu mașini utilaje grele și l-a stricat. I-am trimis poliția locală. Cineva care la vremea respectivă nu era în țară și nu a spus că pe acolo vrea să-și lase, avea o lucă de gard și nu avea loc unde să, ca să zică, am poartă. Și acum vind în străinătate și aici, păi mie nu mi-a zăsat eu dacă vreau să bag mașina în curte, cum o bă? Păi cu cine ai discutat până acum? Că ei au fost acolo. Am venit și am coborât. Deci se va finaliza și acolo, dar vreau să, atunci când finalizez toate lucrările de infrastructură, atunci asfaltăm. N-are sens să mă apuc să asfaltez ca să vin să tai după aia, ca uita cineva să tragă nu știu ce. Tot de infrastructură, Florin Lemet, pe strada Gării 2,
când se vor băga gaze, dacă se poate. Nu ține de mine, ține de Virom. Pot să spun cât era Virom, mai găseam înțelegere, vă spun și dumneavoastră. Acolo e o problemă pe strada Gării. Pe Gării 2? Gării 2 e la intrare. E chiar la intrare. Asta înseamnă că acum vă puteți racorda la gaze. Pentru că lucrăm strada Gării. Mă gândeam Gării dincolo de intersecția cu Alexandriei. Dar Gării 2 este exact aici, la CEC. Deci, domnul Mehmet, dosar la societatea de gaze. Engie. Da. Și acum cât lucrăm pe stradă, putem să facem săpăturile de rigoare, reparăm, punem la loc. Dar după aia s-a încheiat. Da. Vă mulțumesc, domnul Barbu, la Clubul Dunărea Giurgiu e dezastru. Ce aveți de gând? Spune Andrei Budurinca. Budurinca, da. Îl știu și pe Andrei. Nu știu ce înțelege dumnealui prin dezastru. Eu spun că toată mișcarea sportivă e dezastru acum. Nu mai lucrează, nu mai se antrenează nimeni. Nu se poate face sport de acasă. Nu se poate face sport de acasă, nu se poate face sport de performanță. Am înțeles că a permis... Zice, n-avem voie să facem mișcare în grup, dar putem face antrenamente la club. Nu știu cum s-or face și antrenamentele la club. Când campionatul este închis, nu știu, o să vedem. Așteptăm data de 14. Oricum, pot să vă spun că am luat toate sursele de la CSM Dunărea Giurgiu, pentru că, conform ordonanțelor, dumnealor au activitatea închisă, nu avea sens. Am ținut strict salarizările persoanelor respective și acelea diminuate cu 25%. Am gândit de avarie un buget. Când am ieșit din toată această nebunie, vedem ce decizie luăm. Domnul primar, voiam să vă întreb cu poliția locală. Poliția locală în momentul ăsta e în subordinea, ca să spun așa, pentru acțiunile care le au, în subordinea Poliției Naționale, nu? Da, e ce se întâmplă după data de 15 mai? De la noi vin și iau banii, de dincolo iau lumină. Exact. Ce se întâmplă după 15 mai? Poliția revine în tot acest ar trebui să-i aducem înapoi acasă, pentru că au apărut discuții și e păcat că domnul Vela, într-o anumită perioadă de asta, poate și de stres și de într-un supărare, context, așa, da? Într-un context, a vrut să arunce pisica în curtea celor de la Poliția Locală. Eu le-am spus, am avut o discuție mai neoficială, așa, mai neacademică, neoficială, și nu le-am spus direct, dar intuitiv așa le-am transmis că ar trebui să-i lase pe cei de la Poliția Națională să dea amenzi. Sincer, din punctul meu de vedere, și azi am avut o discuție cu domnul Lincu de la Federația SEDLEX, Federația lor a polițiștilor, da, și care spunea, da, la sindicatul lor, în care îmi spuneau că trebuie să ia inițiativă, că ai polițiștii din toată țara să meargă cu banderole, și am transmis că într-o perioadă de criză e bine să stăm liniștiți, să nu ne crizăm și noi la orice decizie și la orice cuvânt spus. Poate că a fost pus într-un context, a fost pus la supărare, poate că a încercat să arunce pisica în curtea altora și cel mai ușor e arunci la altul, nu la tine în curte că miroase. S-a spus că polițiștii locali au 8.000 de lei salarii, că au mult decât sunt. Ok, ori fi în țară la primării foarte mari, persoane care au funcție de, eu știu, șef birou, șef serviciu, cu normă de hrană, cu tot, să ajungă peste 8.000 brut, nu net. Dar asta nu înseamnă că e o practică în toată țara. Eu pot să vă arăt că pe legea transparenței pot să dau aceste date. N-au salarii mari. Au salariu minim pe economie la care se adaugă sporul respectiv. Da, sporul, care da. Și asta e tot. A, că mai sunt și șef birou și șef serviciu. Astea sunt inerente, că sunt funcționari publici și să prevalează de legea funcționarului public și legea salarizării unitare. Dar eu am transmis domnul Link un singur lucru. Să încerce să vadă ce amenzi au dat polițiștii locali și să studieze legalitatea întocmirii acestor amenzi de către polițiștii locali. Pentru că la nivel de MAI a fost simplu. I-a aruncat în curtea polițiștilor, i-a pus pe cei de la poliție, cum le spune, bă, v-a pus pe voi de fraieri așa să ieși în față, să dați voi amenzi. Ei au stat în spate, ei au oprit și le-a trimis la tine să-i dea amendă. Și toată lumea a înjurat poliția locală. De ce trebuia să dai tu amendă? Că banii oricum, dacă ajungeau banii la administrația locală, ziceai, bă, e un ghișeft. Bun, asta este. Ați făcut și voi un bine pentru administrația locală. Veniți cu niște sume. Dar voi munciți, luați banii de la primărie, munciți pentru stat. Până la urmă, sunt două bugete diferite. Bugetul de stat, bugetul administrației locale. Nu ne dă nimeni banii ăștia pentru poliția locală. Zic că, bă, două luni de zile am folosit noi. Hai să vă plătim noi salariile. Că i-am folosit noi, ca orice polițist. Că n-am avut noi efective și i-am luat și pe ai voștri. Dar de ce i-ai aruncat în față? Au avut ei competențe...
ca să dea acea amendă? Și am zis, domnul Lincu, studiați un pic problema. M-am înfierbântat un pic. Da, și... da, da, nu. Ușură. Da, ești și frică să... Da, deci, e o perioadă în care ți-e frică să tușești din, tușesc, din orice mască. Motiv. Da. Nu, pentru asta e făcut. Din orice motiv. Vezi că nu mai tușesc la mască, că... Da, corect. Intervine o stare alergică. Și de tuse și de strănut. În momentul în care pun mănușile, dă praf, dă alergie pe mână, nu știu, își ia organismul și ia măsuri de conservare. Da, da, da. Și îmi vine să strănut sau să tușesc, nu știu. Nu, e o chestie general valabilă, să știți, nu vi se întâmplă din nou asta. E de ajuns să se dea clicul și după aceea e foarte greu să te oprești. Da, că nu. Deci da. Cum am pus masca, gata, nu mai... Și de aceea v-am spus, i-am lăsat domnului Lincu posibilitatea să studieze legalitatea întocmirea celor acte de către polițiștii locali. De ce vă spun? Polițiștii locali au o lege specială. Legea 155 privind înființarea poliției locale. Ei pot da amenzi în baza dispoziției primarului. Deci eu am stabilit anumite persoane care trebuie să dea amenzi. Care sunt îndreptățite în baza dispoziției mele, da. Abilitate, și au studiile necesare să dea amenzi, să completeze pacea. Trecând în subordinea Poliției Naționale, ei în acest moment dau amenzi pe ceva pe care nu au competență. Sfatul, purerea mea, nu știu, studiați, vedeți. Acea ordonanță militară îi dă lui dreptul să dea amendă pe o legislație care nu este. Că ei pot da amenzi doar pe legislație. Competențele lui, da. Ei nu pot da amenzi pe legislații naționale ai mei, decât pe legislații locale sau legislații naționale adaptate legislației locale. De aceea am spus să studieze și s-ar putea ca din miliardele alea care tot ajungem noi să le punem în standard, așa să mergem cu ele, s-ar putea ca mai mult de jumate, dacă le-au dat polițiștii locali, să vedeți, nu fie legale. Până la urmă e bine că nu vin la primării, la OAT-uri, amenziile astea mari, pentru că foarte multe din ele nu vor fi plătite. Și la un moment dat, Curtea de Conturi va trebui să se războiască OAT-ul cu Curtea da, de Conturi. Da, du-te, n-ai făcut venitul, erau da, exact. De ce nu le-ai luat? Du-te exact. În instanță, du-te. Da. Mai avem câteva întrebări. Dacă se va circula pe stradă Gării, n-ar fi bine să treacă și transportul în comun, spune Silviu Bâlâcă, să nu mai ocolească pe la primărie. N-are nicio treabă. Până la urmă, stațiile sunt stații. Oricum n-aveam. Au o stație în zona respectivă, o să aibă stație în oraș. De ce trebuie să treacă? Doar ca să ne uităm în autobuz la vitrine? La vitrine, nu. Da. Ei și-au circuitul lor, sunt deja stabilite prin planul de mobilitate urbană. S-au făcut studiile de trafic, nu se mai schimbă nimic. Da. Doamna Cornelia Chioseaua spune că la Pasarele, pe partea cu circa sanitară, cea de la Iacobsoc, da. Spune, până acolo a fost schimbată coloana de apă. De acolo până la Pasarele, când se va schimba? Da, intră în programul celor de la... Pe dreapta am schimbat-o sau pe stânga. Când vii de la București, pe stânga este schimbat. Am reușit să o schimbăm până am intrat în lucrările acestea multe. Pe dreapta n-am reușit pentru faptul că sunt foarte multe lucrări acum care sunt imperios necesar de realizat, dat fiind lucrările de infrastructură rutieră. Și ne-am trezit că pe 1 decembrie trebuie să înlocuim coloana de apă și să facem și canale, și gurile de hidrant și tot ce trebuie. Și automat i-am luat de la lucrări. A trebuit pe strada Rahău să înlocuim coloana de apă, că era prost făcută după în 2010 și era ciuruită și la un moment dat puneam asfalt și trebuia să-l spargem. A trebuit să schimbăm și trebuie să schimbăm coloana de apă de pe aducțiunea de apă de pe Ramadan, de la Ghizdarului și până pe Sloboziei. Și sunt foarte multe lucrări. Acum i-am pus să verifice toate instalațiile menajere și gaigărele și instalațiile de pluvială de pe șoseaua București, de pe șoseaua unde se fac șoselele unde se fac asfaltări, pentru că suntem la primul strat, mai poți tăia, mai poți înlocui o bucată de cu conductă. Eu undeva am fundat, nu poți să desfunzi, trebuie să tai, să spargi, să înlocuiești conducta. Ora cum putem să o facem? Când se va turna și al doilea strat s-a încheiat. Și de aceea le-am dat alte priorități. Eu știu că trebuie să făcute, multe trebuie să făcute în acest oraș, dar chiar nu avem posibilitatea nici fizic și nici material să reușim să le facem pe toate. Eu sper că se vor face în timp până când vom ajunge cu reasfaltările pe toate străzile, ușor, ușor să rezolvăm și problemele din urmă.
problemele acestea de infrastructură, okay, care nu sunt finalizate. Chiar dacă s-a primit 50 ceva de milioane de euro în urmă cu vreo 8-10 ani, chiar dacă pe proiectele viitoare or să mai apară banii europeni, sunt multe, da, lucruri care nu s-au făcut. Și, și întrebările văd că s-au încheiat. Ele o să mai curgă mult după terminarea emisiunii. Am constatat și la celelalte emisiuni. Foarte mulți nu s-au uitat. Se uită în direct, reluare. Și după aia pun întrebările. Domnule primar, ați făcut și o economie cu Primăvara Culturală Giurgiuveană. Până la urmă s-au redifuzat de anii trecuți spectacolele. Este păcat, este păcat că ajungem să ne bucurăm că facem economie la cultură, că facem economie la învățământ, că facem economie la din păcate sport. Da, din păcate. Întotdeauna au fost cele mai văduvite și cele mai atacate domenii de activitate cu ghimele de rigoare, în sensul că le-au fost înjumătățite, iar cine mai avea bani, de unde lua, de acolo lua. Era mai ușor să iei, că nu se materializau în ceva, dar până la urmă nu se vede pe moment această lipsă financiară sau lipsă investițională, se, dar se va simți cu timpul și da, se simte în nivelul nostru de multe ori de civilizație, de cultură sau de incultură de multe ori. Și de cele mai multe ori. De aici pleacă totul. De aici pleacă totul în viitor. Da. Domnule primar, pe zona, ceva mai pe mult acolo, de o oră, suntem pe acolo pe zonă. Vă mulțumesc că ați venit din nou. Oamenii au avut întrebări. Și eu vă mulțumesc. E ca un fel de audiență online. Da, uite că audiențe nu mai țin, dar răspundem totdeauna la toate solicitările pe care cetățenii le trimesc prin mijloace moderne. Ușor, ușor încep și persoanele mai în vârstă sau care nu au abilitățile necesare ca să butoneze telefonul, are în curte un nepot și, mă, nepoate, ia scrie tu acolo, că am înțeles că nu mai îți dă voie să te duci. Uite ce zice primarul. Da, ia scrie tu acolo, uite, să vedem, să, nou, când să faci asta. Și primezi răspunsul online, chiar de multe ori rapid, dacă seara eu văd adresele de mail, seara mă uit mai atent așa și toate site-urile care le am și conturile de Facebook și tot mă uit pe el. Și pe la ora 6 jumate până pe la 8, mai îmi arunc privirea la știri, mai butonez, mai încitesc și atunci le răspund direct. Mm-hmm. Unora poate nu le convine răspunsul, dar știți cum este, legea e dură, dar e lege. Răspunsul de uneori e mai dur dar e un răspuns corect, fără ocolișuri, adică nu o să mint niciodată că pierd eu un vot. Da, ziceam că s-au terminat întrebările, mai e una e interesantă și de-aia îi dau citire. Dacă se asfaltează, spune Crețeanu Iulian, dacă se asfaltează și strada Tineretului, face și niște denivelări pentru reducerea vitezei la trecere de pietoni? Tineretului. Da. Mai ales în zona Market pe Tineretului și tot și altcineva, Florin Macarie, spune limitatoare de viteză la toate trecerile de pietoni. Credeți că se poate? Ele se pot face și până la urmă prin proiect poți să stabilești orice. Problema se pune și totdeauna am întrebat cetățenilor, ce facem iarna? Da, la ce facem iarna la zăpadă? Ce facem cu aceste limitatoare? Cum intrăm să le curățăm? Cum intrăm? Că ele sunt pe șosele principale, pe șosele din urgența 1, unde circulă mașini. A, pe-ntre străduțe? Putem pune și vom pune pe-ntre străduțe. Vom pune semne de 30 la oră și aceste limitatoare de viteză. Pentru că acolo e zona rezidențială și intrăm mai ușor, intrăm cu utilaje ușoare. Dar gândiți-vă șoseaua București, șoselele mari, unde trebuie să intre ca să împingă zăpada aceea, trebuie să intre cu viteză. Și atunci intri când aceași le și dezgădinezi și au problemă și cei cu plugurile și cei cu grederile. Deci nu e simplu. Pe Tineretul vreau să vă spun că vom avea o trecere supraînălțată chiar în dreptul școlii 5, cu intrare de aici și de la Palatul Telefoanelor, de la fosta poștă de pe Tineretul, un pic la primul bloc, unde e trecerea acum, care face intrarea între blocuri la școala 5. Acolo va fi trecere supraînălțată. Și vreau să vă mai spun că în oraș și vor fi câteva intersecții supraînălțate. Este un concept modern, l-am văzut la Bruxelles prima dată, dar l-am văzut în multe țări. Asta înseamnă că toată intersecția respectivă, inclusiv străzile care intră în acea intersecție, vor fi supraînălțate în totalitate. Deci va fi o zonă pietonală la nivelul trotuarului, toată intersecția.
Drept urmare, acel mijloc de transport n-are cum să intre chiar cu viteză. El trebuie să intre ușor, trebuie să treacă, pietonii au prioritate în zona respectivă. Vor fi locuri special amenajate. El are timp să se asigure. Dar urcă și atunci nu mai e ceva, un dâmb în care poate să treacă peste el repede. Preia intersecția din timp și când iese dinspre. Deci pietonii au prioritate. Este un proiect la care țin. Când au venit proiectele acum, veniseră cu el și a zis, nu că renunțăm. Și am zis, nu renunțăm, ăsta e un proiect bun. E un proiect. Și toate la școli, toate acele pasaje, petreceri de pietoni supraînălțate vor fi refăcute. Vom avea foarte multe treceri de pietoni semaforizate doar cu buton. Foarte multe. Pentru că pietonii au prioritate. Totdeauna. Bicicletele au prioritate, trotinetele au prioritate, mașinile încep să nu mai aibă prioritate. Iar cei care și-au făcut investiții în 500 de euro, mai bine și la o bicicletă, că vă spun, vor fi 19 km de piste de bicicletă în municipiul Giurgiu. Toate intrările cu tot. Veți vedea, vor începe acum de pe străzi. Bicicletele electrice mai rămâne valabil proiectul? Dar e o variantă nu pentru domestic, adică pentru populație, ci pentru turiști. Ele vor fi și cu trotinete electrice și biciclete electrice pe aceste piste de biciclete fără nicio problemă. Fără să intre pe drumurile înseamnă publice. Înseamnă că în 2-3 ani, domnule primar, ar trebui să fie asfaltat tot Giurgiu cu piste de biciclete. Și după ce se vor termina pistele de bicicletă, voi veni la serviciu cu bicicletă. Și voi merge în oraș să vizitez lucrările cu un mijloc de transport electric total. Da. Deja am demarat procedura, eu zic că până în sfârșit de an, început de anul viitor, se vor face cele 4 stații de încărcare electrice din municipiul Giurgiu. Sunt fondurile alocate. Da, da, da. N-a venit nimeni la prima licitație. Acum încercăm deci, să avem biciclete, mașinile, autoturismele pentru concedii. O să fie o problemă. Și murțuri s-o resimtă. De aceea v-am spus că ne schimbăm stilul de viață acum în vremea pandemiei, o să ne schimbăm stilul de condus și viața care o aveam zi de zi de a merge cu mașina și la colțul blocului și oriunde, ușor, ușor o să uităm să mai scoatem mașina. Pentru faptul că oriunde, și uitați-vă și în București același lucru, oriunde există pistă de bicicletă, nu mai ai voie să o oprești. Da. Și atunci va fi... Ai 19 km de străzi, vor fi 19 km de străzi fără pistă, fără oprire, fără... Da, o să fie ca în Olanda, unde trebuie să te ferești mai mult. De în Amsterdam mai mult de biciclete decât de mașini. Cineva, Nicola Nemțescu, spune că în Olanda, spune vis-a-vis de intersecțiile supraînălțate, în Olanda e așa de peste 10 ani, se traversează și pe diagonală, pe toată suprafața înălțată. Da, așa este. Da. Domnule primar, vă mulțumesc și eu vă mulțumesc și... să dea Dumnezeu, să ne dea Dumnezeu sănătate, să trecem cu bine peste această pandemie. Eu tot cred că nu suntem încă pe sinusoidă în jos, încă urcăm pe această sinusoidă urâtă a infectărilor cu coronavirus și a deceselor. Consider că o înleznire era ok, o slăbire un pic, dar pe anumite domenii. Da, important e noi să nu ne relaxăm așa cum ne-am dorit. Domnilor și domnilor, marțea viitoare vă întâlniți din nou cu primarul Nicolae Barbu, pregătiți-vă întrebările din timp. Mâine la ora 12 l-aveți pe Mihăiță Grigore cu emisiunea Cappuccino cu Mihăiță Grigore. Tot mâine la ora 14 o să ne întâlnim tot aici cu Marian Mina, are de plătit niște polițe. Și joi, tot pentru polițe sau nu știu pentru ce, dar o să vedeți atunci, joi în jurul orei prânzului, o să ne întâlnim cu Toma Petcu. La revedere, vizionare plăcută în continuare!